Desfășurând o amplă acțiune de control în spitalele din întreaga țară, ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu a ales să facă o vizită de lucru și la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Cazul bolnavei legate de pat cu pijamalele a fost principalul motiv pentru care șeful de la Sănătate a vizitat secția anestezie terapie intensivă a spitalului, unde a comandat și o anchetă, ale cărei rezultate sunt așteptate să fie făcute publice în aceste zile. Este prima dată când Spitalul Județean intră în Programul Național de ATI, ceea ce înseamnă că noi suplimentăm toate cheltuielile legate de medicație, legate de dispozitivele medicale de care mai aveți nevoie, astfel încât nu vreau să mai aud că vreun pacient care trece prin secția de ATI mai are nevoie de ceva, așa cum se întâmpla până nu demult, erau trimiși, după cum știți, aparținătorii să cumpere din oraș. Deci pacientul critic, da, UCU și ATI trebuie asigurat. De asemenea, la vizita sa, Nicolae Bănicioiu a anunțat că pentru prima dată Spitalul Județean de Urgență va intra în Programul Național ATI, ceea ce înseamnă că de acum încolo Ministerul Sănătății suportă toate cheltuielile legate de medicație și dispozitivele medicale necesare pentru îngrijirea pacienților grav bolnavi aflați în această secție. Atâta timp cât investim în infrastructura spitalicească, zic eu că facem un lucru bun pe care oamenii îl vor aprecia. De asemenea, mă bucur că există accesări de fonduri europene și aici tot pentru consolidare și reabilitări. Mai sunt nevoi legate de echipamente medicale și în sensul în care văd că lucrurile merg în direcția bună, vom intra și noi parteneri, adică vom suplini partea de echipamente pe care nu puteți dumneavoastră să o achiziționați. Mulțumit de ce a găsit la unitatea medicală de la Târgoviște, ce a fost reabilitată printr-un proiect european cu fonduri de 83 de milioane de lei, reabilitare ce a durat 3 ani, ministrul a dat asigurări că va susține investițiile de aici. Lucrările la Spitalul Județean Târgoviște au demarat în 2010 și s-au încheiat în decembrie 2013. În cadrul proiectului european au fost reabilitate complet policlinica, precum și alte secții, iar spitalul a fost dotat cu tomograf și RMN.